capitolul 2. Umilință, îi salut și eu pe cei care sunt musafiri, pe toți. Și am un an și pentru copiii care n-au fost duminică după amiază la programul copiilor. Am avut este pentru părinții lor. Sora Aurelia va fi aici și le va da și lor cadouri. Să veniți aici, cei care copiii care n-au fost duminică la și sunt acum aici. Mă refer la copiii de aici. Îi văd la AXA. Iosif s-a sfit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betlehem pentru că era din casa și din seminția lui David. Să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Și-a născut pe fiul ei cel întâi născut, l-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul le-a zis: nu vă temeți, că își vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Amin. Amin. Vă rog să ocupați loc. Știți, din cultura voastră religioasă că, și biblică, că peste 400 de ani între Dumnezeu și om a fost tăcere. Și când a venit Hristos, a fost într-un fel ca îndepărtarea unei tertele. Imaginați-vă că aici este pământul și oamenii, aici este o perdea și dincolo este Dumnezeu și lumea Lui. Când a venit Hristos, s-a dat la o parte, într-un fel, perdeaua aceea. Tot timpul, de când există oameni, oamenii au încercat ei să dea perdeaua la o parte. Desigur, este o metaforă. Întotdeauna oamenii și-au închipuit că dincolo de ceea ce se vede și se poate pipăi, trebuie să existe ceva. Și au avut intuiție despre Dumnezeu. De unde avem noi intuiție despre Dumnezeu? De unde putem avea? Că este scris în noi. Că suntem din Dumnezeu. Mă, că există o problemă. Că omul a ajuns atât de jos încât toată plăsmuirea noastră și toate gândurile noastre pe care ni le-am închipuit de-a lungul timpului despre Dumnezeu, nu sunt Dumnezeu. Am greșit. Poate uităm că atunci când se dă o perdea la o parte, imaginați-vă că dați o perdea la o parte acasă. Descoperiri sunt de ambele părți, corect? Când te uiți pe dai perdea la o parte, vezi din casa afară, dar te văd și cei de afară. Numai dacă stai la etajul 100, e mai greu să vadă, te vadă din drum. Numai că sunt vecini de zgârie lor. Dar acum, ce-a descoperit Dumnezeu despre noi când a tras perdeaua și a venit în lumea noastră? A descoperit ceva. A? A descoperit ceva ce nu știa? Ce ziceți? Nu. Dar noi am descoperit. Noi am descoperit. Când s-a dat perdeaua la o parte,
Când Hristos vine în lume, odată cu întruparea, ne-a dezvăluit ceva. Și în timpul care ne stă la dispoziție, vreau să spun câteva lucruri despre dezvăluirile întrupării. Ce ne-a dezvăluit Dumnezeu? Ce ni s-a dezvăluit atunci când Hristos vine în lume, când s-a întrupat, când s-a tras pe diavol? Ce am văzut? Desigur, nu așa am descoperit uitându-ne la cer. Și astăzi putem face lucrul acesta prin lentila Cuvântului, prin ceea ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. În primul rând, întruparea dezvăluie că există o lume dincolo de lumea noastră. Întruparea lui Hristos descoperă realitatea unei lumi supranaturale. Am spus înainte că, din păcate, deși oamenii au dorit să cunoască ceva despre lumea de dincolo, de lumea care nu se poate vedea, și când spun lucrul lumea care nu se poate vedea, nu numai dacă există sau nu viață pe Marte, ci dorința aceasta de a ști că există ceva dincolo de ultima frontieră, dincolo de ultima galaxie, din toate universurile posibile. Adică acolo unde ar putea fi locuința lui Dumnezeu. În zilele noastre, interesul acesta n-a scăzut deloc, ci este constant. Numărul pasionați de ufologie este foarte mare, circulă tot felul de teorii despre alte lumi, despre universuri paralele, și numeroși sateliți au antene speciale îndreptate înspre cele mai îndepărtate colțuri ale Universului cu scopul de a descoperi sau a capta mesaje de la alte lumi. De a capta mesaje de la extraterestri. Și toată lumea aceasta pasionată stă cu sufletul la cură atunci când se stinge o stea, atunci când se prăbușește o supernovă, atunci când se întâmplă tot felul de lucruri care se pot întâmpla în acest univers și care emit anumite semnale. Concluzia unanimă este că până acum n-am reușit să luăm legătura cu absolut nimeni. Dar la primul Crăciun, în urmă cu 2000 de ani, când a venit Hristos la noi, s-a demonstrat din plin că lumea de dincolo este o realitate, că dincolo de lumea noastră există o lume supranaturală, că există un Dumnezeu personal care conduce istoria, care conduce peste universul întreg, și că dincolo de tronul pe care își are Cezar la Roma, universul acesta, lumea aceasta, este condusă de cineva și acela este Domnul și Stăpânul Universului, slăvit să fie numele Lui. Și că dacă Cezar poate da ordin să fie un recesământ, Dumnezeul acela poate conduce nu numai împărații, poate conduce nu numai istoria, ci poate conduce stelele, poate conduce îngerii și poate conduce absolut totul. Slăvit să-i fie numele. Acela este Dumnezeu. Și asta ni s-a descoperit când a venit Domnul Iisus Hristos. De asemenea, am aflat că această lume, acea lume de dincolo, este animată de o mulțime de ființe supranaturale. Deși venirea lui Hristos pe lume a fost oarecum s-a petrecut într-o discreție, totuși recunoașteți că ceva nu se putea să nu se întâmple. Dintr-o dată, o animație extraordinară de îngeri, lucru care nu se întâmplă în fiecare zi și la fiecare naștere, care stau la dispoziția lui Dumnezeu, că lumea aceea cu care nu putem intra în contact, numai dacă Dumnezeu ia inițiativa. Și odată cu venirea lui Hristos, Hristos ne-a dezvăluit cum este caracterul lui Dumnezeu. Cum este caracterul lui Dumnezeu din cer? Și prologul Evangheliei sale în Ioan, capitolul 1, versetul 18, Ioan spune, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul lui Fiu, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Adică, întruparea lui Hristos ne aduce cu sine imaginea fidelă a lui Dumnezeu Tatăl, așa cum este El în cer. Dar nu o copie, nu o clonă, ci Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Adică venind Hristos la noi, vine la noi Dumnezeu, cea de-a doua persoană a Sfintei Treimi. Binecuvântat să-i fie numele. De aceea
aceea, tot în Ioan, la capitolul 14, cu versetul 9, când dorința lui Filip a fost: Doamne, arată-ne pe Tatăl și ne va fi de ajuns. Ce îi răspunde? Oarecum cu mirare și cu dezamăgire Domnul Iisus. De atâta vreme sunt cu voi, Filipe, și nu m-ai cunoscut. Cine m-a văzut pe mine, spune Domnul Iisus, l-a văzut pe Tatăl. Cum a fost Hristos pe pământ, așa este Dumnezeu în cer. Evident, dincolo de chipul acesta natural, se referă la caracterul lui. Mai în capitolele 1 și 2 din Luca, dacă le citiți, veți vedea că doctorul Luca alternează scenele cu ființe care aparțin atât din lumea de aici și altele din lumea de dincolo. Ba o scenă cu îngeri, ba una cu oameni. Altă scenă cu îngeri, altă scenă cu oameni. Astfel că întruparea lui Hristos, pe de-o parte, contrazice pe cei care neagă existența lumii de dincolo. Oameni care își permit să trăiască oricum, spunând că totul se rezumă la aici și acum. Oricolo, să ne trăim viața aici, că așa celelalte sunt numai invenții de oameni slabi, de îngeri, care n-au reușit să spulgă, să obțină acum și aici, și atunci își inventează lume dincolo. Venirea, întruparea lui Hristos, demonstrează din plin că există lumea de dincolo. El n-a venit de niciunde și nu s-a dus nicăieri. De asemenea, întruparea lui Hristos și corectează imaginile distorsionate care s-au creat despre lumea aceea. Concluzia în acest moment este că întruparea vrea să ne arate cât de greșit este să trăim cu o perspectivă de viață care ne spune că totul se limitează la acum și aici. Poate sunt printre noi oameni care trăiesc o astfel de perspectivă de viață. Să mă rezum doar la a munci, la modelie, la mă distracții și așa se duce viața. Mă duc la muncă, vin înapoi, îmi rezum câteva plăceri, mai puțin păcătoase sau păcătoase, dar care se rezumă la viața de aici, sau ea nu trebuie neapărat să păcătuiești mult. Și să nu trăiești cu perspectiva că există lumea pe care o ignori. Și Hristos a venit să ne spună că lumea aceasta există. De asemenea, întruparea ne face să înțelegem că orice închipuire despre lumea lui Dumnezeu și lumea de dincolo este greșită. Singura imagine corectă despre lumea de dincolo, despre lumea lui Dumnezeu și despre Dumnezeu însuși, fiind imaginea pe care ne-o zugrăvește Hristos și pe care o avem prezentată în cuvânt. Slăviți să fie Domnul. Amin. Amin. Întruparea ne dezvăluie la doilea rând că lumea noastră este incapabilă să se salveze singură. De regulă, cei care își imaginează că ar lua contact cu extraterestri ne spun că noi ne-am salutat, așa, am schimbat niște cuvinte de curtoazie, ce mai faceți voi, ce-i pe la voi, dar pe la voi cum, ești pe la noi bine, așa. Dacă ar ateriza aici în Maramureș, ar avea un par de pălincă. Ei le-ar da ayahuasca. Sau, cei noi nu am înțeles că băutură de asta care te bagă în transă și beau și pe la judecătorii sau nu știu așa, mai ales, știți, scandalul ăsta. Dar întruparea lui Hristos a dezvăluit că umanitatea se confruntă cu o problemă esențială. Că noi avem o problemă, ca oameni. Adică, deși noi puteam să constatăm lucrul acesta, a trebuit să vină cineva de altundeva, din afara sferei spațiu-timp, să ne deschidă ochii și să ne spună că avem o problemă. Și că nu o putem rezolva singuri. Să ne spună că lumea noastră este pierdută față de Dumnezeu, din cauza păcatului, și că nu avem și că nu există nicio resursă la îndemână ca să ne salvăm prin puterile proprii. Asta spunea Isaia în capitolul 53, când a zis, noi rătăceam cu toții ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Așa că, dragii mei, la Crăciun, obligatoriu, suntem nevoiți să rostim un adevăr pe care nu ne place să-l auzim cu privire la noi.
Știți care? Adevărul crud că în esența naturii noastre, asta este deranjant, dar nu mă pot abține, că asta ne-a descoperit întruparea lui Hristos. Că în esența naturii noastre, noi nu suntem buni. Ci suntem răi. Fără atingerea Domnului, omul nu este capabil să facă binele. Oamenii aceștia pe care îi vedem, oarecum Capion, Maria, Iosif, Zaharia, magii, păstorii, toți oarecum, toți au putut să facă lucrul acesta sub înrăurirea și atingerea Domnului. Pe de altă parte, vedem tablou cu Irod, cu ceilalți și vedem de ce este în stare să facă omul fără Dumnezeu, lăsat în voia minții lui blestemate. Aceea este imaginea omului fără Dumnezeu. Dacă era posibil să ne salvăm, Dumnezeu n-ar fi inițiat un plan de mântuire care să-L aibă ca personaj principal pe Fiul Său, pe Iisus Hristos. Așa că întruparea lui Hristos dezvăluie că lumea noastră este incapabilă să se salveze singură. Tu, noi, niciunul dintre noi, nu ne putem salva. A trebuit să vină cineva din altă lume și acesta să fie Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Binecuvântat să-i fie numele. Amin. Roman 3:12. Pentru că toți s-au bătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele. Niciunul măcar. Nu vreau să mai comentez, că am mai vorbit de repetate rânduri cu discuția asta. Dar cum? Că noi numai acum am făcut o opțiune sau cândva va zice cineva de dat de cadouri, am făcut bine, am dat de milă. Aici este bine în sens absolut. Nu că omul nu este capabil să facă acțiuni de binefacere sau să facă anumite lucruri, așa cum și cei mai odioși dictatori din istorie, nu putem să spunem că n-au făcut acte de bunătate. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Sau pasajul superb, direct în legătură cu întruparea lui Hristos, Galateni 4:4-5. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Slăviți să fie Domnul. Amin. Un al treilea lucru pe care îl dezvăluie întruparea lui Hristos. Întruparea dezvăluie că Dumnezeu ne iubește atât de mult încât își trimite Fiul să ne mântuiască. A citit fratele Dorin din Matei și zice pe când se gândea Iosif la aceste lucruri s-o lase, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și a zis, Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria. Deci ce s-a zămizlit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus pentru că El va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Și Luca 2:11, astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul. Întruparea lui Hristos dezvăluie că Dumnezeu ne iubește atât de mult încât își trimite Fiul să ne mântuiască. Scopurile venirii lui Hristos, putem vorbi de un scop multiplu, dar scopul esențial a fost acesta. Să ne mântuiască. De aici și ideea de cealaltă, că noi avem o problemă. Va mântui pe poporul lui de păcatele sale. De care păcat? Din starea lui de păcat. De păcatele noastre. De păcatele de la începutul istoriei și până la sfârșitul ei. De păcatele pe care omenirea a continuat să le facă și încă le face. Așa că întruparea lui Hristos dezvăluie lumii întregi că Dumnezeu este opusul plăsmuirii umane. Că nu este nici de cum un Dumnezeu crud, capricios, mânat de toane, nu râde de noi, nu este egoist. În realitate, Dumnezeu și Stăpânul Universului este un Dumnezeu plin de dragoste, infinit în bunătate și milă. Un Dumnezeu care ne iubește. Un Dumnezeu care nu renunță la noi. Și nu se dă alături de la orice sacrificiu ca să ne salveze.
Noi spunem că a venit, a fost primul Crăciun. Dacă așa este noțiunea noastră despre Crăciun și avem în minte pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu, atunci este perfect lucrul acesta. Noi vedem acolo pruncul acela, așa cum Simeon l-a văzut când Maria cu Iosif l-au dus la templu. Și i-a zis, sufletul tău va fi străpuns de sabie. Pentru că Simeon s-a șchetuitat cu acești ochi despre copilul acela, ca spre un miel de jertfă. Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Amin. Amin. Al patrulea element. Întruparea dezvăluie că suntem cunoscuți de Dumnezeu în mod personal. Fiecare dintre noi. Când am citit capitolele 1 și 2 din Luca, am fost uimit să văd că Dumnezeu cunoaște pe nume pe toți protagoniștii, pe bun, pe răi, pe toată lumea. Și lucrul acesta, dacă este Dumnezeu, cine pretinde că este la prin să ne mire. Că Dumnezeu cunoaște toate adresele de pe tot pământul. Și când îi spune îngerului, du-te în Nazaret, la o fecioară, care este logodită cu un bărbat. Îngerul dă coordonatele GPS, dă nu știu ce, dă adresa, acolo se duce îngerul. Înțelegeți? Într-un mod uimitor, primul Crăciun dezvăluie că noi nu putem avea secrete față de Dumnezeu. Că Dumnezeu este atotcunoscător. Că Dumnezeu ne cunoaște pe fiecare. Că Dumnezeu știe cum ne cheamă. Că Dumnezeu știe unde locuim. Că Dumnezeu știe care ne sunt frământările. Că Dumnezeu știe care ne sunt gândurile, care ne sunt problemele. Dumnezeu știe ce faci tu acum. El știe că ești aici cu trupul și știe dacă mintea ta zboară în altă parte. Dumnezeu știe ce ai, la ce te-ai gândit astăzi. Dacă ai gândit bine sau rău. El știe totul despre fiecare dintre noi. El cunoștea numele unei adolescente a lui Maria. Și am rămas atât de uimit când am văzut cât de mult contăm noi pentru Dumnezeu. În prezent suntem 7,7 miliarde de oameni pe pământ. Și între marea aceasta de oameni, Dumnezeu ne cunoaște pe fiecare dintre noi pe nume. Dumnezeu ne cunoaște pe nume. Binecuvântat să fie numele Lui. El știa și o cunoștea pe Maria cum o cheamă. Știa ce frământări sunt în mintea lui Iosif. Când Iosif își frământa mintea și crea scenarii cum să o părăsească pe Maria, la Dumnezeu a ajuns gândurile acelea. Și Dumnezeu trimite un înger exact la Iosif acasă și spune, uite, Iosif se gândește la asta și trebuie să-l oprim din gândirea aceea. Și îngerul ajunge la el. El cunoștea situația familiei lui Zaharia. Și îngerul se duce la ei. În aceste zile am primit un certificat de matriculare la mașină și domnul de acolo de la poliție, deși eu l-am atras atenția că noi ne-am mutat, mi-au dat un certificat cu adresă greșită, da? E după Victoriei. După ce le-am arătat la ghișeu, zic, nu, nu e nimic. Deși era ceva, că trebuie să mă mergem o dată, nu, adică Mihaela. Era de servici, sora Mihaela. Și a zis că așa e la noi, că se duc la București, mi-a zis din calculator și deci le-am spus, da. Am zis, dar voi nu știți că unde suntem noi, că am anunțat aici. Și, uite că am pus că ei știu totul despre noi. Vedeți? Poliția nu știe totul despre noi. Deci ar trebui să știe adresa, ar trebui să știe toate celelalte. Dar vreau să vă spun că da, nu știu, că mai sunt scăpări. Chiar. În rest, ei sunt foarte buni. Dar vreau să vă spun că serviciul cerului este fără nicio greșeală. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Dumnezeu cunoaște totul despre tine. Îngerii îți cunosc adresa. Nu te poți ascunde. Nu te poți preface. Nu poți fugi. Dar nici nu trebuie să te temi. Am o remarcă. Pentru cei care pretind, sau de a face cu oameni care pretind că au descoperiri din partea lui Dumnezeu.
Și li se adresează în forma aceasta, suflete, sau omule, am o descoperire din partea lui Dumnezeu. Probabil, poate fi vorba de un demon. Știți de ce? Dumnezeu este capabil să-ți cunoască numele. În Biblie, Dumnezeu îi cunoaște, așa vedem în Scriptură, Dumnezeu când le vorbește oamenilor, le cunoaște numele mic. Dumnezeu le vorbește pe nume. Știți că în Biblie scrie, te-am chemat pe nume. Ești al meu. Frați și surori, lucrul acesta este extraordinar. Că Dumnezeu te cunoaște în cer. Că îți cunoaște numele. Și aceasta este o încurajare pentru mine. Când sunt abandonat. Când ceilalți nu dau doi bani pe mine. Când sunt bolnav și sunt suferință. Să înțeleg că pentru Dumnezeu contez. Că nu mă caută nimeni să știu că Dumnezeu îmi cunoaște adresa. Că îngerii știau la ce adresă stă Maria și Iosif și-o pe o pereche de bătrân într-un ținut multos al iudeii. Că Dumnezeu știe adresa la care stai. Că Dumnezeu cunoaște nevoile și problemele tale. Că Dumnezeu îți vede lacrimile și zbaterile. Că Dumnezeu îți cunoaște problemele. Slăvit să fie numele Lui. Un astfel de Dumnezeu este Dumnezeul adevărat. Când s-a întrupat Hristos cu un astfel de Dumnezeu, ne-a făcut cunoștință. El le-a spus fără cuvinte, așa este Tata din cer. Un Dumnezeu care cunoaște până în cel mai mic amănunt. Binecuvântat să fie numele Lui. Amin. David intuia lucrul acesta și știți, Psalmul 139, când spune, Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Tu știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunz gândul. Știi când umblu și când mă culc. Și cunoști toate căile mele, că nu le ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Dar când a venit Iisus, pentru că El a dus cu El, ce putea aduce cu El? Ceea ce era în lumea de dincolo. Natura Lui, a dus-o cu El. Deci a îmbrăcat aici o natură umană și spune Ioan 2, 24-25 Iisus nu se încredea în ei, în oameni. Pentru că îi cunoștea pe toți. Și n-avea trebuință să-i facă cineva mărturisiri despre niciun om. Fiindcă El însuși știa ce este în om. Este inutil să te ascunzi de Hristos. Pentru că El cunoaște totul despre tine. Înțelegeți cât de ridicoli suntem atunci când noi încercăm să ne ascundem de Dumnezeu. Cât de ridicol a fost Adam când a încercat să se ascundă de Dumnezeu. Cain când a încercat să se ascundă și toți oamenii de la el face care încearcă să se ascundă de Dumnezeu. Când Dumnezeu știe totul. Dar în același timp nu trebuie să ne temem. Pentru că Hristos de aceea a venit să stea în părtășie cu noi. Faptul că Iisus Hristos cunoaște totul despre tine este extraordinar de încurajator. Pentru că asta înseamnă că El nu cunoaște numai greșelile și păcatele noastre, dar ne cunoaște și problemele, și necazurile, și lacrimile, și durerile, și lipsurile, și dorința pe care o avem după El. Și zbaterile din inima noastră, El le știe. Hristos nu mai că ne cunoaște în mod personal. Dar are un plan. Fiecare dintre noi. De fapt, cunoașterea nu este așa ca să-și flexeze mușchii minții. Înțelegeți? Dumnezeu să demonstreze, uite ce capacitate am. Și El ne cunoaște pe nume cu scopul de a intra în părtășie cu noi. Și pentru că are un plan cu fiecare dintre noi. De aceea întruparea însemna și căutarea individuală a tuturor celor ce sunt în planul lui Dumnezeu. Și în Luca 19 cu 10 spune Luca, pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Bun. Versetul acesta anunță generic că
Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Și apoi, când El și-a început lucrarea, îl vedem cum chiar face lucrul acesta în mod practic. Și ce face? Începe și umblă. Umblă în țărâna Iudeii. Și face exact același lucru pe care l-am spus că îl dezvăluie întruparea. Ne dezvăluie că suntem cunoscuți în mod personal de Dumnezeu. Se duce și într-o zi se oprește într-o mulțime de oameni care se îmbulzesc. Și nu toți puteau să ajungă la el. Și dintr-un sicomor, un om curios stă departe să-l vadă. Și Iisus putea să treacă mai departe. Așa-i? Putea sau? Câți oameni erau acolo? Dar știa, omul acela are o nevoie specială. Hristos cunoștea toate durerile Lui. Știa că a încercat să-și stâmpere setea și foamea din suflet cu bani. Avea bani puși deoparte. Știa toate lucrurile despre El. Și se oprește. Și zice, hei! Omul mai mic de statură și care ești din copac. Așa zice? Cine i-a spus cum îl cheamă? Dumnezeu spune, te cunoaște pe nume. Acum, știa și că Zacheu este flotant într-un tur, într-un sicomor, într-o vreme. Zacheu. Dumnezeu cunoaște pe oricine. Un om mânat de zel religios, dar nebun, prostesc. Prindea creștin, credea că face lucru bun. Și pe un drum spre Damasc, Hristos din cer, îi cunoștea și foaia de parcurs și delegația. Și știa și cum îl cheamă. Și ca să audă bine, îl strigă de două ori. Saule, Saule. În seara aceasta, poate crezi că Dumnezeu, numai așa, Dumnezeu ne iubește pe toți, Dumnezeu ne îngrijește pe toți, dar am fi ceva mai mult. Că Dumnezeu te cunoaște în mod personal. Și că Dumnezeu știe care sunt frământările tale. Evident, Dumnezeu îți cunoaște și scăderile. Nu te poți ascunde de El. Dar Dumnezeu este gata să te strige pe nume și să-ți spună Ion, Maria, Vasile, te cheamă. Eu te pot ajuta. Mi-am trimis Fiul în lumea ta să moară pentru păcatele tale. Și am un plan de salvare pentru tine. Binecuvântat să fie numele Lui. Amin. Amin. Și încă un lucru. Întruparea dezvăluie că noi suntem răspunzători de felul în care ne raportăm planului Lui Dumnezeu. Întruparea Lui Hristos ne responsabilizează, dragii mei. Prin trimiterea Lui Hristos la noi, Dumnezeu n-a vrut doar să avem informații despre lumea de dincolo, ci a vrut să fim provocați, să avem atitudinea potrivită. Hristos n-a venit în lumea noastră numai să ne anunțe ceva și apoi să zică pe un or, tai, tai. Eu nu mai vin la voi. Cine nu adoptă atitudinea așteptată de Dumnezeu față de întruparea Lui Hristos, va trebui să dea socoteală. Uitați, vă citesc din Ioan capitolul 3, la versetul 17 la 19. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat. Dar cine nu crede a și fost judecat. Pentru că n-a crezut în numele singurului Fiul lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina. Pentru că faptele lor erau rele. Dumnezeu vrea să înțelegi că nu ești la întâmplare. Dumnezeu nu vrea să zace în întunericul și în umbra morții. El vrea să știm că noi suntem creaturile sale.
El este Creatorul. Dumnezeu ne informează că avem o natură păcătoasă de care nu putem scăpa singuri și cu natura aceasta ne este imposibil să moștenim împărăția lui Dumnezeu. Pot scrie texte despre noi, menestreii și preoții, cât ori vrea ei despre locuri cu verdeață. Că în veci pururi nu se vor întâmpla. Că nu ce zic oamenii contează, ci ce zice Dumnezeu. Așa că Dumnezeu ne spune că are un plan veșnic cu noi. Dumnezeu vrea să trăim pentru El. De aceea L-a trimis în lumea noastră pe Hristos. Să ne răscumpere. Hristos plătește prețul păcatelor noastre. Dumnezeu vrea să știm că veșnicia noastră depinde de răspunsul și poziționarea față de Iisus Hristos. Dumnezeu ne anunță că vom da socoteală pentru indiferență, răzvrătire, necredință și nepăsare. Întruparea lui Hristos ne dezvăluie, dragii mei, că Dumnezeu a schimbat soarta și mersul istoriei pentru bine. Dumnezeu a intervenit în istorie și a frământat istoria. A dus la culcare imperii și a ridicat altele. Ca să pregătească istoria. Să creeze un context favorabil să vină Fiul. Dumnezeu a intervenit numai în istoria umană. Dumnezeu a intervenit în cosmos. Să pregătească venirea Fiului. Amin. A intervenit în mersul stelelor. Și de niciunde a dus o stea. Dumnezeu, că nu poți avea acces la Scripturile evreiești. Dumnezeu și-a trimis Fiul să moară pe cruce ca să-ți ofere ție iertare și viață veșnică. Numai lipsa ta de reacție, lipsa mea de reacție poate transforma toată dragostea lui Dumnezeu în revărsare de mânie. Adică Dumnezeu face toate acestea și tu zici nu vreau să aud. Mie nu-mi trebuie. Acest lucru te poate costa ea. Dacă nu te lași cucerit de dezvăluirile întrupării sale. Dacă mai existau dubii, venirea lui Hristos demonstrează că lumea de dincolo este reală. Așa după cum și plecarea lui. Înălțarea. Unde s-a dus el? De unde a venit? Dar în trup nu te poți dematerializa. De ce a venit? Nu putem ocoli, oricât de stânjenitor ar fi răspunsul. Că avem o problemă, vedeți? Parcă toate luminile acestea, am citit scrieri de comentatori, de filozofi, de influencer și așa mai departe, și observă că parcă încercăm tot mai multă lumină și lumină. Ce vrem să acoperim? Întunericul din suflete? Câtă lumină putem face? Pentru că El, sau lumina aceea, va contrasta mai mult cu ceea ce este în sufletele noastre. Hristos a venit aici pentru că era o lume a întunericului. Era bezna morții. Pentru că era cu neputință să scăpăm din această lume. Și noi trebuie să admitem și să amintim lucrul acesta. Hristos a venit pentru că noi nu suntem capabili să ne salvăm singuri. Dar aflăm despre lumea de dincolo că există un Dumnezeu care ne iubește. Există un Dumnezeu care are atâta dragoste pentru noi că noi nu putem cuantifica, noi nu putem măsura, noi nu putem cântări dragostea lui Dumnezeu. Și își oferă pe Fiul. Să-L respingi? În dragostea lui Dumnezeu te cunoaște. Are un plan și vrea să aibă o legătură personală cu tine.
Acesta este scopul lui Dumnezeu dintotdeauna pierdut în grădina Edenului cu oamenii. Dumnezeu vrea să recreeze ce s-a pierdut acolo. Și că există o zi în care cei care spun nouă nu ne trebuie așezare în planul lui Dumnezeu. Nouă nu ne trebuie jertfă și Hristos. Va fi o zi a judecății pentru ei. O îndepărtare de la fața lui Dumnezeu. La Crăciun trebuie spus asta. Pentru că asta i s-a întâmplat lui Irod. Pentru că asta s-a întâmplat cu cei care când a venit Fiul Omului au zis, iubim mai tare Întunericul. Și atunci zice, deși Hristos n-a venit să judece lumea, a venit să o mântuiască. Respingându-L pe Fiul, ei s-au poziționat de cealaltă parte. Și atunci, cu privire la ei, s-a rostit judecata. Astăzi este ocazia extraordinară ca să spui când se trage perdeaua și când Dumnezeu trage perdeaua într-o părere de o parte. Dincolo de un copilaș, în scutece, în proiesle, vine la noi Dumnezeu. Vine la noi Dumnezeu cu mâinile întinse să ne aducă mântuirea. Vine la noi Dumnezeu să ne cunoască, să ne atingă, să ne știe problemele, să ne le rezolve, să ne aducă pace, să ne aducă binecuvântare, să ne aducă lumină, să ne aducă în stare de părtășie, părtășia pe care am pierdut-o, să ne ferească de judecata din Dumnezeu, să ne ducă acasă. Extraordinar să poți face lucrul acesta și să spui când se trage perdeaua, fără ezitare, mă arunc înspre cel care este de după perdea și cu toată libertatea și dragostea mi se dezvăluie toată plenitudinea Lui. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Amin. Ascultăm întreaga.